Ce mai ai avut ghinion, mitică. Cum să continui și tot la fel? N-ai dat pe brazdă cu nimic, n-ai învățat nimic din noua orânduire. Ai rămas cu metehnele alea, cu obiceiurile alea. Acum vii să-mi spui că iau ea 15 ani de pușcărie. Păi și mata? Că iau 15 ani, mata cât ei? Da, el a scăpat de pușcărie, cred că a făcut pact cu diavolul, pentru că altfel nu-mi explic cum, da, cum a scăpat. Da, e inexplicabil și la el și la Mircea Sandu. Adică cum poți să-ți exerciți o meserie făcând numai prostii, gol în gestiune, dezastre și așa mai departe și să nu plătești niciodată? Să lași totul, bă, au sabotat, a fost un fel de subminare a economiei naționale, pentru că fotbalul... Cred că chiar asta a fost, nu, da, un fel de... Fotbalul este, până la urmă, unealta numărul unu a unei economii. Deci întrebați-i pe italieni, pe spanioli, da? Care este ramura numărul unu? Fotbalul, după care vine turismul în țări de tipul ăsta, că ei, în general, economii nu stau nemaipomenit. Sportul, oricum, este una dintre primele trei. Deci ăștia care au patronat sportul, deci au subminat pe undeva economia națională, stau acum și nu dau lecții. Da, bine, marele talent al lui Dragomir a fost întotdeauna vorba, nu? El mereu a știut să vorbească și... cred că asta l-a scăpat și de... Nu, i-a plăcut să vorbească. Da, nu știu, și, mă rog, a avut vorbele 300 de cuvinte ca niște șerpișori, așa. Da, nimic. Care, până la urmă, cred că l-au salvat de pușcărie. Eu altfel nu mă explic, pentru că numai așa putea să scape, da, de pușcărie. Da, bine, mai e dosarul ăsta acum cu RCS. Deocamdată e complicat. Mai avem speranțe. Da. Asta e complicat. Bun, deci Steaua Berșeva, ca să nu ne ia Radu Călin Cristea de la CNA, da? FCSB Berșeva, în această seară în Europa League la 22:05. În orice caz, nu mai putem spune steluța. FCSB-uța, da? Dacă va câștiga cu 12 puncte, evident că este asigurată. Ei se califică, cum spuneai și tu, probabil și cu o înfrângere, cu siguranță cu un egal. Da, se califică. Sigur, da, nu o să gândești așa. Eu mai gând gândul lui Gigi. Fac 18 puncte, bun. În seara asta nu poți să ajungi chiar la 18, având în vedere că n-ai decât 9. Dar așteptăm... la 12 poți ajunge și cu asta basta. Dar deci sunt bătute în cuie. Azi e seara când trebuie să se întâmple marea minune. Pentru că știm foarte bine că trebuie să vină acei impresari să-l vadă pe Alibec. E, după mine, marea minune ar fi ca impresarii să apară cu adevărat la meci. E, da. Nu să joace Alibec. Altfel, Alibec va juca. Așa, uitându-ne peste tablou, sunt niște meciuri ai ochii ceva, cum vorbeam noi ieri despre Napoli și Feyenoord, sau despre Napoli și Shakhtar în grupa respectivă. Meciuri ar fi, însă, după dezamăgirea din Liga Campionilor, acolo unde am văzut fie echipe care se califică fără emoții, gen Manchester United, care iată trece fără mari probleme de grupă, e adevărat o grupă accesibilă, de marile performere, PSG în primul rând, cu siguranță echipa grupelor, cel puțin până acum, sau Manchester City și, mă rog, celelalte care mai sunt. În rest, foarte multă mediocritate în Liga Campionilor și tare mi-e frică, uitându-mă la partidele de Europa League de astăzi... Arată groaznic! Exact! Păi, ce bă? Arată groaznic, bă! Adică, dacă joacă echipa ta, probabil că ești încântat, dar uite ce spunea parcă patronul sau antrenorul Sarilu al lui Napoli, zice al lui Napoli parcă? Nu. Da, Sarri la Napoli. Nu, da, la Atletico Madrid, scuze. Zicea Simeone în felul următor, Atletico Madrid care și ea e pe fărăș să se ducă în Europa League. Zice în felul următor, nu ne place Europa League, dar asta e, mergem acolo, încercăm să o câștigăm, că până la urmă e o competiție pe care putem să o câștigăm fără probleme. Dacă n-ai echipă, să zicem că ești... E ca și cum ți-ai dori, nu știu, să agăți o fată care e foarte frumoasă, nu reușești și pleci acasă cu sora sa. Mai da. Puțin frumoasă. Să zicem, sau altfel, să zicem că ești dinamovist. Da. Corect. Să zicem că ești Vasile Miriuc în seara asta, că el a spus că Dinamo e echipa lui preferată. Bun. N-ai ce să vezi. Deci meciurile arată atât de rău, e cu mâinile de porc. Într-adevăr, este ceva odios. Da, deci, uite, vreau să fac... Sunt niște meciuri care n-au nicio logică. Absolut, sunt de tururile preliminare. Absolut, deși da, noi, da, clar. Noi suntem deja în partea a doua a fazei grupelor și meciurile arată tot ca de tur preliminară. Ce meciuri sunt astea? Da, Europa League se va mai ridica după ce se încheie grupele Champions League, da, pentru că mai vine un pic de material de acolo. Vine. Și în momentul de față ar fi pe locul 3 Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, da. Trei echipe, iată, care probabil va merge, da, și aia care, dacă nu chiar Monaco, care dacă îi bate pe Leipzig, trece ea pe 3, da, în penultima rundă.
Deci pot să fie niște echipe interesante din, clar, sunt și aici câteva nume. Arsenalul e ok, da. Milan e ok, da, dar ca și nume. Arsenalul, ăștia se bat la trofeu. Să-i pui să-ți facă cei de la Arsenal vreo deplasare, nu știu exact cu ce țări sunt ei în grupă, dar să-i pui să-ți facă o deplasare de asta odioasă până Kazakhstan sau nu știu, da, au așa? Grupă, să știi. Joacă astăzi acasă cu Steaua Roșie, Belgrad, sunt cu Bate, Borisov. Moartea pasiunii, să pui Arsenalul, se ducă bine, nu că n-ar fi ceva normal, absolut e normal, dar vreau să spun că... Dar mai înveți un pic de geografie. E, singura șansă. Se sau știe. Îl mai uită pe vreunul pe acolo. Asta ne-a învățat mereu geografie, bine, acum e cam târziu să mai înveți. Noi am învățat geografie, să știți, și datorită cupelor europene la fotbal, nu numai datorită jocurilor geroza vânturilor și altele care existau pe vremea lui Ceaușescu, pentru că dacă luai pomelnicul ăsta acum 35 de ani și te uitai la toate alea și le învățai toate țările de unde veneai, știai, care la geografia Europei erai Dumnezeu. Corect. Da? Eu n-am... Nu bine, mă laudă, mai puțin cu munții dar și eu cu în clasa 5 știam toate capitalele lumii. Da. Da? Nu numai ale Europei, ale lumii. În clasa 5. Acum le-am mai uitat. Nu pretind că le mai știu pe toate. Insulele alea de la capătul lumii, neexersându-le de ani de zile, le mai știu. Dar, bă, în clasa 5 știam toate capitalele lumii. Da? În Europa, grație fotbalului, absolut, și în restul datorită jocurilor ălora care se găseau pe piață, uh-huh, și unde aveai toate țările, le aranjai pe continente, știu și acum culorile. Asia era pe maro, Europa era pe verde, America era pe roșu, Australia era pe galben, Africa era pe albastru, așa erau făcute. Și acolo erau toate țările, scria capitala, suprafața, populația, da, vedeai unde e situată pe harta globului și respectiv pe harta continentului, a, nu era mare lucru. Cum învățai o poezie despre Elena Ceaușescu la școală, puteai să înveți și despre N'Djamena sau despre Niamey. A, oricum le învățai cu drag în capitalele momentul în care... căror state sunt. În după care... aia mai erau timbrele, Dane. Da. Te ajutau și alea. Aveai timbre din Dahomey, aveai timbre din Burkina, aveai timbre din Lesotho, a, aveai din Swaziland în Goane. Da. Asta automat, după aia curiozitatea te împingea să te uiți să vezi unde vine asta. Știi? Bun, dacă aveai o pasiune, dacă nu te interesa nimic. Da. Pe vremea respectivă, sigur că erai cumva acoperit de, nu erau tentațiile de astăzi. Nu puteai să intri să vezi o poză de la un botez, de exemplu, pe Facebook, care să-ți ocupe toată ziua. N-aveai cum să faci prostia asta. Și atunci, sigur că mai degrabă te uitai unde vine Somalia sau Omanul. Da? Știai capitala Omanului. Nu îți folosea la nimic, eu mi-aduc evident. Aminte... Da? Aveai și tu măcar așa, o, puteai să evadezi. Da? Tu când te duceai la culcare după telejurnalul ăla, dacă știai care e capitala Omanului, da? Adică la Mascat, da? Te imaginai că te duci acolo. Era ceva totuși. Da. Era ceva. Sau studiul micului dicționar enciclopedic care era cam așa. Ăla, da. Și te loveai cu el. Te loveai, îți dădeai în cap cu ăla. Ajungeai și la el în cele din urmă când nu mai aveai ce să citești. Publicitate, fraților, tânjind după ghetuțe care cred că o fi ajuns deja acasă. Haideți că revenim imediat. Ne-am întors în direct, dragi prieteni, năpraznică această întoarcere în direct. Ne tot uităm, ne holbăm practic la acest tablou. Da, care astăzi ne va mai ilumina un pic, întrucât vom rămâne cu calculele în 6 puncte, da? Nu vor mai fi decât 2 meciuri, deci mult mai legere decât astăzi. Nici o echipă nu este încă matematic calificată în Europa League și sigur că nu e nicio bombă, n-au trecut decât 3 etape. Să vedem exact câte vor fi calificate matematic după această seară. Evident că ne gândim la echipa lui Nicolae Dică, în primul rând, dar mai sunt câteva posibilități, de exemplu Red Bull Salzburg, da, care dacă va bate astăzi, joacă pe teren propriu cu turcii de la Konya, cu 10 puncte ar putea să-și asigure calificarea, evident în funcție de rezultate, dar bătând pe Konya, Ghimaraes are doar un singur punct, dacă nu bate pe OM, da, automat Salzburg este calificată, deci calcule de genul ăsta nu o să le mai facem noi pentru că sunt prea lungi, dar câteva meciuri să disting totuși, una e Catena Milan, un Lyon Everton. Asta după ce au remizat la Milano. Tocmai. Da? Lazio Nice. Aia e Catena, viitorul adversar al lui PAOK în campionatul Greciei, că ne mai uităm și noi din când în când Răzvan Lucescu e pe cai mari acolo.
Vine să meciul cu AEK pentru el, dacă îl bată ea, e la revedere. Îl dau afară ea de la PAOK. AEK care într-adevăr a remizat la Milano, să vedem dacă reușește să câștige pe teren propriu. Lyon se califică și o elimină pe Everton, dacă o bate astăzi. Vă reamintesc meciul tur de pe Goodison Park, s-a lăsat cu o bătaie ca în 7 păcate. S-au bătut ca chiorii, s-au scos măselele din gură, așa s-au bătut. După meci, lionezul Tete, ăla venit de la Ajax, a zis atât. Mi se pare absolut normal ce s-a întâmplat. Dar nu, nu ironic, pentru că el venea dintr-un campionat unde în Olanda numai asta se întâmplă. Și că după fiecare meci se bată aia. Problema că se întâmplă numai asta și nimic altceva în Olanda. Practic, pentru că da, eu știa exact cum e, dar ce atâta tărășenie, atâtea alerte că se bat. În fine, mai sunt câteva meciuri, de exemplu să vedem dacă Athletic Bilbao, care e în balotaj nefavorabil, va reuși să se răzbune pe Östersunds, cea mai simpatică echipă din Europa League până acum. Așa, avem un Hertha cu Zorya Lugansk, tot așa Săsălăi în mare dificultate, după ce au fost umiliți în Ucraina, bătuți de Zorya Lugansk. Interes... Un Köln bate Borisov, Dane. Așa. Vedem dacă vece Köln reușite și ea să bată pe cineva. Da, bate Borisov, rămâne o echipă consistentă totuși, în, chiar și în Europa League. Mi-e da, greu rămâne. Să cred că o să rămâne. Bate Borisov merge pe calificare, să știi. Da, deocamdată. Exact. Și în campionatul intern stau foarte bine. De interesant mi se pare grupa B, Radu, acolo unde o singură echipă a reușit să câștige până acum. Toate celelalte n-au nicio singură victorie măcar. Dinamo Kiev are două victorii, da. Iar Young Boys, Partizan și Skanderbeu n-au nicio victorie. Da? Au câte două, iar două remize și Young Boys are trei remize, așadar a remizat toate partidele până acum. Ar fi interesant meciul lui Young Boys de astăzi pentru că joacă cu Dinamo Kiev pe teren propriu. Da, e bună grupa asta, dar am văzut că Telecomul se tot încăpățânează să transmită pe Ludogoreț după ideile de pe vremuri, de da. Parcă abonatul vrea să-l vadă pe Moții. Interesant asta. De ce trebuie să-l vadă abonatul Telecom pe Moții? Eu nu înțeleg. În fine, văd că s-a transmis și meciul tur de la Braga. Ludogoreț taie și spânzură în această grupă C. Are 7 puncte din 9. Acum mai e ceva la Telecom, Radu. Oamenii de acolo s-au obișnuit să uite la bulgari, după cum știm. Și oarecum logic să... Poate de aici ai reflexul. Ludogoreț. Da. Așa e. Altceva, Atalanta, care nu merge rău de câțiva ani în campionatul italian, domină o grupă cu Lyon și Everton. Apoi mai este o grupă interesantă, da? Ne spuneai că avem grupa B, unde trei echipe n-au câștigat. E bine, avem grupa F, unde trei echipe n-au pierdut. Aici numai Zlin a fost învinsă. Celelalte trei echipe n-au nicio înfrângere, între care FC Copenhaga și Sheriff Tiraspol 3 egaluri. Deci nu numai Young Boys da, din este în această situație. Copenhaga în scădere față de ultimii ani. Da, mult în scădere. Păcat că era o echipă interesantă. Vreau să zic de Everton, ei au avut acum ocazia să joace la Leicester în campionat cu Claude Puel. Și au pierdut. Au pierdut și acolo 2-0, adică nicio emoție la Everton, totul merge conform planului. Exact, ca bucuria celor de la Liverpool, care măcar bucuria asta o au sigur. Văd că-și tot ba joc de ei, ăștia de pe Facebook, ăștia care sunt pe cai mari. Pentru că Liverpool e un fel de Milan. Este singura mare scuderie engleză care merge totdeauna prost. Așa e și la Milan. Da. Toți merg bine, numai ei nu. Eu mi-aduc aminte discuțiile pe care le aveam noi doi în vară, prefațând transferurile și noul campionat. Spuneam că e interesant de urmărit ce echipe își vor lua fundași buni. Da. Da? Și uite, Liverpool cum se prăbușește de la mijloc în sus e absolut superbă, asta în condițiile în care nu are jucători accidentați, când are e problemă, așa, dar fundașii prăpăd la Liverpool. Alții s-au mișcat bine, gen Manchester City, care... Liverpool, echipa cu cele mai multe penaltiuri ratate în sezonul ăsta. La ei asta e categoria, nu că nu au sau că au prea multe, ja? ei ratează 2 din 3. Asta e media deocamdată. O rata și ieri, apropo, în repriza a doua cu Maribor, un 11 metri la scorul de 1-0. În fine, Zenit San Petersburg 3 victorii, Lazio 3 victorii, FCSB 3 victorii, Arsenal 3 victorii. Totuși, compania se simte, în sferele astea totuși plutește Gigi. Stați liniștiți, noi de nasul nostru acolo. Dar cum spuneam și aseară, poate cine știe... Vine un Napoli, vine un Atletico prin 16-imi, sigur, Gigi va spune, păi eu, în primul rând, vândă 5 milioane bilete. Dau la televiziuni milionul meciul.
nu-l dau mai ieftin. Cine nu dă-mi un milion, nu-l dau. Așa, dar după aia, Gigi, când vine aia pe teren, la un moment dat o să facă Dickerson cu prosopul, așa. Să poate întrerupe mai repede, să iasă de pe teren. Da, dar trebuie să se întâmple și chestia asta, mai devreme sau mai târziu. Totuși sperăm că mai târziu, să nu-i târziu, chiar da. Imediat. Să ajungă Gigi să ne mai încânte totuși până atunci. Nu neapărat de încântat, dar uite așa să mai crește un pic încrederea, pentru că una atrage... Pe noi nu ne încântă, dar pe ăștia oapții bildurile, da. Ăștia sunt încântați. Bineînțeles, în fiecare zi de jocul PCSB-ului, da? De calitățile lui Gigi Tudor Babu. Rămâneți cu mine. La revedere.